Salutare toată lumea și bine v-am găsit, fraților, la un episod de Samba, băieți. Da, vreau să vă zic că aplicația mea în Mafia a fost acceptată astăzi, pentru că e deja trecut de 12, o să susțin testul. Sper să-l trec. Mie mai mult frică de proba practică, aia în care mă pune să trag cu Deagle-ul, pentru că, adică bine, nu neapărat cu Deagle-ul, cu orice armă. Bine am zis. Da, hai să vă arăt ce moduri mi-am tras, Baigan M4999. Ia uite ce moduri am, frate. Și arme pe spate. Și ținta e super mică, adică mie îmi plac țintele mici. Baigan M4999. Hai să vi-l arăt aici în... Ia uitați, frate. Prea bestial, frate. Ia uite, prea bestial. Uite și dăm și gloanțele. Și mapa e super mecrea. Tragem acolo. Ia să vedem. Bam. Deci uite cât de șmecher sunt modurile, frate. Deci sunt bestiale rău de tot, hai să vedem. Și ținta îmi place așa cum... Da, mi-a trecut o mașină privată. Îmi plac țintele foarte, foarte mici. Și asta e super șmecheră, e mică ținta. Și asta e fix ce trebuie, frate. Nu dau, știu, și FPS. Așa. E fix ce trebuie. Uite și asta la M4 nici nu se mișcă. Când sunt picioare se mișcă, dar foarte puțin. Dar oricum, eu stau doar în pop când trag cu M4. Super, fain. Mi-am băgat Windows-ul din nou, mi-am băgat tot Windows 10 pentru... Ce? Ah, mi-am băgat tot Windows 10, frate, pentru că Windows 7, nu știu ce are CD-ul. Cred că e zgâriat sau ceva și... Pur și simplu nu vrea să meargă și nu știu ce are. Nu știu, cred că e zgâriat sau ceva, adică îmi instalez Windows-ul, merge gen installerul, dar după aia când îi dau gen să-l butez, îmi zice nu știu ce eroare și îmi zice că s-a instalat doar 5 giga din Windows, știi? Deci nu știu ce are, practic, habar nu am, e zgâriat CD-ul, cred că, da? Are o zgârietură foarte mică, nu știu dacă aia afectează neapărat așa de mult, dar probabil afectează și nu merge. 133:04 dimineața, că să fă. Dar mama, de-abia aștept să înceapă, frate, școala, să fie mai mulți playeri. Glumeam, nu aștept să înceapă școala, că o să fie de căcat la oruri. Că nu. Nu. Fuck. Da, nici acum nu știu. Nu știu, mi se pare că la ora 1 sunt orurile. Stai, nu pot să dau alt. Nu pot să dau shift up, shit. Mi se pare că, ia stai un pic. Stai să doar să verific. Mi se pare că la ora 1, de la 1 la 3 sunt orurile. Stai să nu pornească nimeni așa, ok. Dă sar brat va rpg 1. Ok, hai să vedem. Regulament intern. Stai un pic. Ia uite și amenzi. Absență 1 din 4 ori 5.000. Deci, dacă ai absență la ori 5.000, amendă. Unde e, frate? Ori. Ia uite. Ori de luni până vine, dintre orele 20-22, cine absențează la ori primește FV. Deci, așa e în timpul școlii și în vacanță mi se pare că e de la... E de la 1 la 3 sau nu știu, tot așa, habar n-am, frate, o să mă interesez. Ia uite mai aici, rank 1, ce despre ce vorbim, frate? Rank 1, frate, ia uite ce schimb aici. Am băgat omul în PC și am dat cu piciorul peste aia, nevermind. Ia uite, mă, ce rank 1 boost, trebuie să-mi pun telefonul în mufa de la... Era să dau cu asta pe jos. Îmi pun telul în mufa de la tastatură. Wait a second, băieți. Ok. Deci, rank 1 skin-ul ăsta, deci nu o să mai avem skin-ul ăsta de boschetar. Da. Hai să ieșim de aici. Deci, practic, o să mai citesc eu regulamentul după filmare, pentru că de-abia m-am trezit. Bine, nu de-abia, că m-am trezit pe la 12 și un pic. De fapt, pe la 1 și un pic. Nu contează, deci m-am trezit cam pe la 1 și un pic. Și un pic, pic. Și hai să nu-mi film, nu să... Și da, asta ziceam, fraților, că... Ce n-ai, bă, frate? Asta ziceam că... Nu știu, o să fac live la oruri, o să filmez, habar n-am, probabil o să filmez 2-3 episoade într-un or, adică... Practic, na...
Bine, oricum, adică având în vedere că asta e o facțiune care nu are așa de multe turf-uri, cred că n-are niciun turfs. Nu. Top. Uite, 0 turf-uri de Tsar Bradva. Deci n-avem multe, n-avem niciun turf. Adică n-o să avem, nu știu dacă... Mie mai mult frică de proba practică, pentru că la teorie știu foarte bine. Pentru că nu sunt un prost care să aplic în facțiune. Bă, deci văd atâția proști, frate. Aplică și ei într-o facțiune, în puii mei. Aplic așa în facțiune, frate. Și nu știu la test, mă. Sunt așa de proști că nu știu la test. Deci mai aplici dacă știi că nu o să iei testul dreptul, știi? Eu știu la proba teoretică, adică încă nu știu prea bine, dar o să mai învăț după videoclipul ăsta. Dar nu știu la practică, la tras cu arma, nu știu cum o să mă... Ia, am armele la mine? N-am armele, am murit, cred că. Da, deci nu știu la proba, nu știu dacă o să trag bine, gen, nu știu dacă o să considere liderul că trag bine, știi? Adică nu contează câte runde iau față de el și alea, contează să considere el că eu trag bine, știi? Și acum nu știu cât de bine o să trag eu, știi? Asta e problema. Ah, fuck, no! Nu pica, nu du! Never mind. Deci asta vă zic, nu știu cât de bine o să considere el că trag, știi? Adică, na, pui mei. Sper să mă treacă la proba practică și să intru în mafii. Nu știu cât o să stau, probabil o să stau foarte mult, pentru că având în vedere că mi s-a oferit șansa, având în FH kick din facțiune pentru 3 din 3, având în vedere că am sancțiunea aia urâtă pentru mine și mi s-a oferit șansa, eu o să stau ceva, frate, o să stau cât pot, dar o să încerc să nu iau FV-uri, frate. Adică când văd că nu mai am timp, mai bine dau demisia decât să iau, frate, FV-uri. Și că probabil o să fie perioada în care nu o să am timp, sau îmi pun absență, nu știu, o să-mi pun cerere de nu de demisie, mă, de-aia, mă, nu vine acum de... că n-am timp să joc, mă rog, și aia, sper să eu accepte, oricum modurile sunt super șmechere, cel puțin pentru mine cu astea o să joc cu mafii, frate. Am schimbat eu ținta, normal e mod pe V5 by TB, dar o să schimb ținta, adică am schimbat-o de fapt, stai. Da, nu știu, se bucuiește cerul, uite, acum se vede și acum nu se mai vede. Mă rog, nu mă deranjează chestia, adică nu mă deranjează că faci așa. Eu vreau să nu-mi dea crash, pentru că pe Windows 10 majoritatea mod pe core-ilor îmi dau crash, nu știu de ce. Adică bine, e logic de ce, pentru că Windows 10 nu e pentru SAMP. Da, deci asta, zic, asta e singurul mod pe care nu-mi dă crash. Pentru că e nasol să-ți dea crash ori la ședință, ori la or și să pierzi. Eu vreau din facțiunea asta, frate, să mă strădui cât mai mult, frate, să... Dau cât mai bine la oruri, frate. Ia, are mapă cu tărfurile? Oh, are și mapă cu tărfurile, frate. Păi ce, mai vorbim așa, mai facem de-astea? Da, glumeam. Deci are și mapă cu tărfurile, ceea ce e super bine, frate, pentru că nu se dau slash turfs. Adică după ce intru, că acum n-are rost să dau, dar după ce intru, frate, să dau slash turfs. O să încerc, frate, să dau cât mai bine la ori. Deci după cum am zis, mi-am băgat Windows-ul din nou, deci n-ar trebui să fie probleme să zici că, mamă, că... Nu știu ce, că... Pui, mai bine, probabil voi când o să vedeți videoclipul ăsta eu deja o să fiu în mafie, pentru că o să-l uploadez la 2 după amiaza. Nu știu când o să intre un rank 4+, gen pe joc să dau testul cu el, dar eu sper o să mă uit la cel mai ca lumea, frate, care are cel mai mare level și cele mai multe ore și n-are urnuri. Că poate e un de ăla retardat, frate, cu cheat, care mi-o dă cu cheat în test și nu mă trece, știi? Asta e, vreau să... Găsesc unul cât mai bun, frate. Mai facem și noi aici, mai muncim. Rodeo, plus. Hai că e destul de departe, dar nu-i bai. Da, o să mai muncesc un pic la curier și după aia ieșim și... Bine, probabil o să filmez 2 episoade în seara asta, nu știu. Pentru că... Da, mamă, episodul 201, nu vine să cred. Mamă, ce bucuros sunt, frate, ești nebunul și n-am mai fost așa de bucuros în viața mea. Dar trebuie să fac bani, asta e clar, trebuie să fac bani. Am luat licența de arme în seara asta. Deci, adică, acum 2 ore sau ceva de genul am dat licența. Și, da, am dat ceva bani, am dat vreo 7.000 de dolari și pe licența de arme și pe licența de materiale. Pentru că astea două trebuie neapărat în mafii. Da, o să trebuiască să nu mai muncesc așa de mult aici, să mă duc să muncesc la drug dealer și la materials, adică îmi trebuie chestiile alea neapărat, mafii, trebuie materiale și drugs. Pe turf neapărat să dai eu drugs ca să iei viață, e mare drogat. Cât am? Dependență 10%, frate, adică am dependență pentru că am folosit odată droguri, gen, na, păi mei.
Păi, frate, ce să zic, hai să ajungem la destinație. Da, deci v-am zis, trebuie să muncesc foarte mult la jobul ăsta ca să pot să cumpăr și... Sau să muncesc și la drug dealer și la alea, știți? Alea trebuie neapărat în mafii, pe turf. Nu știu, o să-mi iau, cred că un kill sau două, habar am, frate, da, trebuie. Trebuie pentru că... Să am pe turf, știi? Dar pot să dau bani, mă prăpădesc, nici nu o să mai am nicio... Deci până nu ies din mafie, nu o să mai am eu nicio mașină, frate, să se încarcă, te luă, da, se încarcă. Am pus aici la încărcat, lângă mine. Stați un pic, stați un pic, să nu mă bușesc. Așa, gata. Da. Deci trebuie să muncesc super mult. Hai mă, frate, uite, se mă încurcă firul la mouse, tu-ți firul tău, bă. Mamă, ce fir, frate, uite-l, mă. Băi, cu aia să-l bat pe sub tastatură, că mă enervează, vine fix în mouse. Ok, gata. Dar nu e bine să-l bat, frate, pe sub tastatură, ești nebun, că îmi stă tastatura săltată. Hai de pui mei. Da, băieți, deci, mamă, de-abia aștept să am primul or. Cred că mâine o să am primul or. Nu știu când o să intre liderul. Fuck, nu! Mamă, ce idiot îți, mă. Ok, deci nu știu când o să am primul or, dar de-abia aștept să-l am. Sunt nerăbdător, n-aveți idee. Cât așa cât de hype-s. Să am primul or, frate. Mamă, ți le dau bună acolo. Tot bună, bună, gămi, le dau bună. Mamă, oricum, cred că o să închei episodul, fraților. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Vă salută țiganul numărul 1. Salut!